Dacă vrei să faci investiții în exploatații agricole, poți obține fonduri europene prin submăsura 4.1. Sunt acceptate aplicații de la o multitudine de tipuri de entități economice, de la PFA și întreprinderi familiale sau individuale, până la grupuri de producători composesorate și obștii. Sumele acordate ca finanțare diferă în funcție de dimensiunea economică a fermelor. Pentru fermele vegetale între 8.000 și 250.000 de euro, standard output sau 500.000, pentru sectorul zootehnic, rata sprijinului nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va depăși anumite sume. Pentru fermele vegetale între 250.000 și 500.000 de euro standard output sau 1 milion de euro pentru cele zootehnice, se păstrează rata finanțării de 50% din cheltuielile eligibile. Și aici există un plafon maxim admis pe care îl puteți consulta dacă intrați pe linkul de mai jos. Pentru fermele care depășesc 500.000 de euro producție standard în cazul celor vegetale și 1 milion de euro pentru cele zootehnice, rata sprijinului nerambursabil este de 30%. Sunt tratate diferențiat cooperativele, grupurile și organizațiile de producători. Aici, rata sprijinului nerambursabil va fi de 50% și nu va depăși 1 milion și jumătate de euro, indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei. Totuși, există excepții care vor fi tratate diferit, rata de sprijin putând să crească până la 90% în cazul formelor asociative, în anumite situații pe care le-am detaliat în pagina despre submăsura 4.1. Cheltuielile eligibile sunt de 10 tipuri, de la modernizarea construcțiilor destinate fermelor și achiziția de utilaje sau mijloace de transport până la înființarea instalațiilor de irigații, a magazinelor la poarta fermei sau producerea energiei din surse regenerabile. Le găsești pe toate detaliate pe linkul atașat acestui video. Activitățile eligibile sunt următoarele: achiziții simple de utilaje agricole și irigații la nivelul fermei, condiționare și procesare în fermă și marketing, investiții în zootehnie, înființare, extindere, modernizare, ferme de legume și cartofi. Pe toate le ai detaliate pe pagina noastră referitoare la investițiile în exploatațiile agricole. Condițiile de eligibilitate au în vedere dimensiunea economică a fermei, respectarea planului urbanistic zonal, asigurarea cofinanțării, documentația tehnico-economică, evaluarea impactului asupra mediului, precum și valoarea profitului obținut în ultimii 3 ani fiscali. Dacă vrei să aplici pentru obținerea fondurilor europene prin submăsura 4.1, dă-ne un semn și te vom ajuta la întocmirea documentației. Intră pe linkul de mai jos și vezi toate informațiile disponibile până acest moment cu privire la investițiile în exploatații agricole. Toate datele despre companii într-o singură platformă. Termene.ro. Afaceri predictibile.